Îndreptarea legii tipărită la Târgoviște în anul 1652 este o carte veche, ce face parte din colecția de carte veche rară și a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva. Cartea ce însumează un cod de lege a împlinit luna aceasta venerabilă vârstă de 371 de ani, iar de 60 de ani se află în biblioteca muzeului după ce a fost achiziționată în 1963 de la doctorul Radu Nicolau. De ce este importantă această carte? În primul rând pentru că este o carte veche cum am spus, este veche de 371 de ani. Apoi, este importantă prin influența pe care au avut-o conținutul textului. Este un text, un cod de legi, care a avut influența asupra vieții sociale și juridice a românilor câteva secole. De pildă, dispozițiile referitoare la dreptul canonic s-au păstrat în vigoare până în secolul al XIX-lea, deci vă imaginați din 1652 până în secolul al XIX-lea. Apoi este importantă prin aspect aspectul ei grafic. Tipografii vremii care au lucrat sub patronajul domnitorului Matei Basarab au știut că o carte este puternică atât prin conținut cât și prin aspect, prin Aspectul prin estetica sa. Deci, este un volum care este tipărit cu roșu și negru. Avem inițiale ornate diferite ornamente tipografice, frontispicii și viniete, sunt câteva gravuri mai ample, care impresionează prin tehnica realizărilor. Apoi mai este importantă această carte veche prin valoarea sa memorială care este extraordinară. În primul rând, această valoare memorială este dată de însemnările pe care le găsim pe carte și însemnările poziționează această carte, circulația ei în țara moților. Ea a fost în 1772, a fost lăsată zălog de popa Avram Sicoie din Sohodol, popi Neac și Ianăș din Albac. Și se preciza în această însemnare că la plata datoriei, cartea se va întoarce în Sohodol realitatea și semnările următoare dovedesc faptul că ea nu s-a mai întors la Sohodol, ci a rămas în continuare în Albac până în 1932 cel puțin, așa cum precizează una dintre însemnări. Dar ceea ce adaugă valoare acestei cărți este semnătura unei personalități, o personalitate remarcabilă a istoriei românilor. Este vorba despre Avram Iancu. În peregrinările sale prin țara moților, el s-a semnat la pagina 159, în calitatea sa de prefect al legiunii Auraria Gemina, dar și de avocat. Iată că această însemnare dă acestei cărți un, o valoare de unicat, de carte rară și unicat, aș putea să spun. Culegerea de legi ce poartă semnătura creișorului Munților Avramiancu face parte din colecția de 103 volume clasificate în categoriile Fond și Tezaur ale Patrimoniului Cultural Național.